frumoase, ce faci, mă? Da. Încălțați? Unul dintre voi trebuie să poarte. Ia că-i mărimea ta. Doamne, o să-ți mulțumesc toată viața mea, ești nebun la cap, că n-a trebuit să port eu mizerile alea, unul nu putea să le port, adică era... Eu am zis, bă, papuci, ok, îmi respiră piciorul, nu pot să alerg. Băi, cum sunt ăștia? Mane, când i-ai pus în picior, s-a terminat cu șmecheria, nu înțelegi ce s-a întâmplat acolo. Am zis, ce? Și ceasurile alea vechi de ți învârteau așa? Așa era papucul pe piciorul meu. Hai că-ți cară, fratele, rucsacul. Te rog. Nu e ca și când ne grăbeam undeva, că cu papucii aia în picioare, când am început să-i port. Haide, succes! Hai. Eu alerg oricum acum. Vede! Am rupt piciorile ăștia, am rupt picioarele. Vai, muream dacă mi-i dădea nouă. Vino la Seas Express, o să fie mișto! Plecați, era un drum așa, cu pietricele, cu pietre. Drum de țară. Drum de asalt, țară. Ioc. Băi, și când betonul ăla din piciorul meu era drept, bă, cum călcai o piatră, trebuia să mă echilibrez, mă, deja. Mi-a rupt picioarele, mă, Păscu, mi-a rupt picioarele. O să fii foarte invidiat acasă de public, da. Crede-mă. Bă, scoate-o sârmă de-aia de-a tabrosă electric. Îi facem sandale, jur. Nu înțelegi cât de tare doare. Cred că dacă ne-ar fi dat nouă handicapul pe care l-a dat lui Cerebel și Oase, s-ar fi concretizat foarte simplu și foarte ușor într-o penalizare, pentru că eu nu m-aș fi plimbat în papucii aia pe căldura asta și cu răbdare care era în momentul ăla.